Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 21 Iar când s-au apropiat de Ierusalim și au venit în Betfage, la muntele măslinilor, atunci Iisus a trimis pe doi ucenici zicându-le, Mergeți în satul care este înaintea voastră și îndată veți găsi o asină legată și un mânz cu ea. Dezlegați-o și aduceți-o la mine. Și dacă vă va zice cineva ceva, veți spune că îi trebuie Domnului și le va trimite în dată. Iar acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin prorocul care zice Spuneți fiicei Sionului, iată, împăratul tău vine la tine blând, șezând pe asină și pe mânz, fiul celei de subjug. Mergând deci ucenicii și făcând după cum le-a poruncit Iisus, au adus asina și mânzul și deasupra lor și-au pus veșmintele, iar el așezut peste ele. Și cei mai mulți din mulțime își așterneau hainele pe cale, iar alții tăiau ramuri din copaci și le așterneau pe cale, iar mulțimile care mergeau înaintea lui, și care veneau după el strigau zicând, Osana fiului David, binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului, Osana întru cei de sus. Și el intrând în Ierusalim, toată cetatea s-a cutremurat zicând, Cine este acesta? Iar mulțimile răspundeau, Acesta este Isus, prorocul din Nazaretul Galilei. Și a intrat Iisus în templu și a alungat pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu și a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei. Și a zis lor, scris este, casa mea, casă de rugăciune se va chema, iar voi o faceți peșteră de tâlhari. Și au venit la el în templu orbi și șchiopi și i-a făcut sănătoși. Și văzând arhierei și cărturarii minunile pe care le făcuse și pe copiii care strigau în templu și ziceau Osana fiului David s-au mâniat și i-au zis Auzi ce zic aceștia? Iar Iisus le-a zis Da, oare niciodată n-ați citit că din gura copiilor și a celor ce sug ți-ai pregătit laudă? și lăsându-i a ieșit afară din cetate, la Betania, și noaptea a rămas acolo. Dimineața, a doua zi, pe când se întorcea în cetate, a flămânzit și văzând un smochin lângă cale, s-a dus la el, dar n-a găsit nimic în el decât numai frunze și a zis lui, de acum înainte să nu mai fie rod din tine în veac. Și smochinul s-a uscat îndată. Văzând aceasta, ucenicii s-au minunat zicând: Cum s-a uscat smochinul îndată? Iar Isus, răspunzând, le-a zis: Adevărat, grăiesc vouă! Dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi, veți face nu numai ce s-a făcut cu smochinul, ci și muntelui acestuia de veți zice: Ridică-te și aruncă-te în mare, va fi așa. Și toate câte veți cere, rugându-vă cu credință, veți primi. Iar după ce a intrat în templu, s-au apropiat de el pe când învăța arhierei și bătrânii poporului și au zis, Cu ce putere face acestea? Și cine ți-a dat puterea aceasta? Răspunzând, Iisus le-a zis, Vă voi întreba și eu pe voi un cuvânt, pe care de mil veți spune, și eu vă voi spune vouă cu ce putere fac acestea. Botezul lui Ioan de unde a fost? Din cer sau de la oameni? Iar ei cugetau într-o sine zicând, de vom zice din cer, ne va spune, de ce dar n-ați crezut lui? Iar de vom zice de la oameni, ne temem de popor, fiindcă toți îl socotesc pe Ioan proroc. Și răspunzând ei lui Isus, au zis, nu știm zisa lor și el, nici eu nu vă spun cu ce putere fac acestea. Dar ce vi se pare? Un om avea doi fii și a mers la cel din tâi și i-a zis, Fiule, du-te astăzi și lucrează în via mea. Iar el răspunzând a zis, nu vreau, dar pe urmă părându-i rău s-a dus. Mergând la al doilea, i-a zis de asemenea, Acesta e răspuns, eu, Doamne, voi merge, dar nu s-a dus. Care dintre aceștia doi a făcut voia tatălui? Zisa lui, cel din tâi, zisa lor Iisus, adevărat grăiesc voi, că vame și și desfrânatele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Căci a venit Ioan la voi în calea dreptății și n-ați crezut în el, ci vameșii și desfrânatele au crezut, iar voi ați văzut și nu v-ați căit nici după aceea ca să credeți în el. Ascultați altă pildă. Era un om oarecare stăpân al casei sale, care a sădit vie, a împrejmuit-o cu gard, a săpat în ea teasc, a clădit turn și a dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus departe. Când a sosit timpul roadelor, a trimis pe slujitorii săi la lucrători ca să ia partea lui de roade, dar lucrătorii, punând mâna pe slujitori, pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. Din nou a trimis alți slujitori, mai mulți decât cei din tâi, și au făcut cu ei tot așa. La urmă a trimis la ei pe fiul său zicând, se vor rușina de fiul meu. Iar lucrătorii viei, văzând pe fiul, au zis între ei: Acesta este moștenitorul, venit să-l omorâm și să avem noi moștenirea lui. Și punând mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au ucis. Deci, când va veni stăpânul viei, ce va face acelor lucrători? I-au răspuns. Pe Cei rei cu rău îi va pierde, iar via o va da altor lucrători care vor da roadele la timpul lor. Zisa lor, Isus, oare n-ați citit niciodată în scripturi piatra pe care au aruncat-o ziditorii? Aceasta a ajuns să fie în capul unghiului. De la Dumnezeu a fost aceasta și este lucru minunat în ochii noștri. De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu se va lua de la voi și se va da neamului care va face roadele ei. Cine va cădea pe piatra aceasta se va sfărâma, iar pe cine va cădea îl va spulbera. Iar arhiereii și fariseii, ascultând pildele lui, au înțeles că despre ei vorbește și căutând să-l prinde s-au temut de popor, pentru că îl socotea proroc.